locuiește, el născut și locuiește în Sepeș, pe deosebire de unde este în care locuiește în Alba. Are o activitate extrapolitică la cadastru care îl recomandă ca un om foarte serios și foarte apreciat. Deci o activitate profesională fără dubii. Spre deosebire de alte activități profesionale. Și din acest motiv are toate șansele, e tânăr, capabil, cu viziune, are toate șansele să câștige niște alegeri împotriva unor candidați care au fost mai multe mandate în fruntea primăriei Sebeș și nu au reușit să facă nimic. Auzeam că Sebeșul nu se dezvoltă, timp de 15 ani am auzit asta, nu se dezvoltă că nu are centură. După ce s-a terminat autostrada, nu se dezvoltă fiindcă are centură. Deci problema la Sebeș este de oameni și de cei care administrează Sebeșul. Trebuie să spuneți că activitatea de la AIDA este o activitate neserioasă? Nu, n-am spus așa ceva. Eu vorbesc de întreaga activitate a unor oameni. Făceați comparație între drumul domnul Apăza și contracandidații lui. Nu, de exemplu, de contracandidații este viceprimarul Sebeșului și spun că dacă ai fost viceprimar mai multe mandate și n-ai realizări, e bine să fii mai modest. Nu? Sunt localități unde primari în funcție nu pot candida? Da. Ne zice două, trei localități. Nu știu, că nu e stabilesc. Întrebați-o nu ce-a județeană. Eu vă spun sigur că avem niște decizii luate la partid de, pe criterii de integritate. Deci peste tot unde acele criterii de integritate nu sunt îndeplinite, primarii în funcție nu ne pot reprezenta pe noi pentru candidatura la un nou mandat. Ce pot să vă spun că vine acum aminte? Și votul. Deci primarul la Șipă nu va putea candida din partea Partidului Național Liberal pentru un nou mandat. Aveți alte cazuri? Eu nu știu să existe alte cazuri. Da. Dar vreau să-i umplă până în mai. Ce spuneți despre fostul dumneavoastră coleg, Călin Botă? Cel mai probabil el s-ar putea să fie candidatul PSD la primăria Baiulia. Deci tot ce pot să vă spun... Că cunoașteți mai bine decât noi. Tot ce pot să vă spun este că e foarte puțin probabil că domnul Botă să câștige primăria Baiulia. Și vă spun și de ce. La un moment dat, când am plecat din Partidul Democrat Liberal și a venit la noi, eu am făcut un sondaj de opinie să văd cam ce se poate face. Avea 30%. Am investit încredere și muncă de partid timp de 2 ani de zile și am reușit să mai obținem 1%. Am sărit la 30 la 31 în campania electorală. Deci un candidat plafonat. Dar alegerile se câștigă în Alba cu 30%, le câștigă pe tot. Dacă nu, nu cred că se câștigă pe 30%.